Performanțe de resunet pentru boxerul hunedorean reușită la Londra. Cosmin Gârleanu, legitimat la CS Hunedoara, a obținut, în limitele categoriei de greutate de 52 de kg, calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Rezultatul lui Cosmin era așteptat de antrenorul său, Ilie Captari, care se gândește deja la Tokyo, fiind însă conștient că obținerea unei medalii este grea. De gândit e ușor să ne gândim, mai greu e de obținut. Deci, în primul rând, trebuie să o luăm pas cu pas. Deci, în primul rând, să califice. Primul pas e să califice la Olimpiadă. După aia să vedem ce stadii de pregătire vor fi până la sfârșitul lui iulie, până la participare la Olimpiadă și neapărat deci cum se va simți în toată perioada asta. Că e atât de important felul cum te simți, felul cum abordezi, felul cum ai în plan să faci lucrurile astea. Adică câteodată chiar îți dorești să realizezi ceva, dar nu reușești pentru că încă nu ești pregătit psihic să reușești lucrurile respective. Deci în momentul în care el va reuși să motiveze în așa fel încât să reușească performanțele respective, o să o facă. Maestrul Captari crede că pentru obținerea unei mari performanțe este nevoie de multă muncă. E un copil tânăr, are doar 21 de ani anul acesta, are încă nevoie de multă experiență, de multe meciuri cu oameni de valoare, cu oameni care sunt mai hârșuiți în această muncă. Sper să se reușească. Deci, vedeți, performanțele astea nu se pot obține imediat. Deci imediat ai trecut de la junior la senior și imediat să obții și rezultate. Astea sunt fenomene care cei care reușesc să obțină performanțele astea inedite. Dar munca e cea care face diferența între un om de rând și un campion sau un veritabil campion. Turneele de calificare au fost suspendate, dar rezultatul lui Gârleanu a fost omologat de Comitetul Internațional Olimpic. Din păcate, după întoarcerea de la Londra, din cauza noului coronavirus, hunedoreanul și toți colegii săi vor intra în izolare.